dragi copii! Serviciul Țestasa Călătoare, desfășurat la Biblioteca Hristologie, continuă. De data aceasta, vă vom spune povestea Liliacul și Luna de Doina Cernică. Citește utilizatoarea noastră fidelă, Raisa Savitski, eleva liceului Gheorghe Asache. Bună ziua! Liliacul și Luna. Era un mare cu serii albăstrii și calde, și fetița mă rugă ades pe broască testan să se mai zăbăvească în credință. Se ghemuia cu minte în iarba înaltă și lipind și obrazul de carapacea prietenii sale, îngâna un cântec pe care îl auzise de mult, de la o pasăre albă, cu ciocul de alb. Ochii, ca două semințe de macări broască ce stase, care văzuseră mult, își ghiceau și mai mult, își opreau atunci privirile asupra unui Liliac, care pentru întâia oară, în primăvara aceea, se încărcase cu miresmate pe orgurii. Ziua, Liliacul se hânea cu soare topit în roa dimineții și apoi adormea o legănare a lierilor dezmerpătoare. Seara însă își închidea toate florile, înălțând niște nețe ramurile subții și ochii lui orgurii, iar cei le parfumați din toată grădina. Era vremea când vântița își începea cântecul, dar înțelea că broască țestoasă știa că Liliacul nu l-a urmat, pentru că atunci răsărea luna. Într-o seară, fetița își trecu brațul după gâtul gâlbui și zbârcit al brașului țestoas și suspină ușor. E trist, murmură ea. Broască țestoasă privi Liliac și văzut lacrimile vârâi, vestit în ea. Fetița le adună în palmă și ascunzându-și ochii în vină, întreabă încet. De ce ai plâns? O iubesc. Și brusc fetița ghici ceea ce broască țestoasă aflase de pe altul. Luna? Da, și nu știe, și e departe. O altă ploaie de ploaie îndreaptă în viriu grădina. Nu, țipă cu spană fetița. A să rămâi cu știu. Sunt numai pentru ea, se zbătuie ea. Da, numai pentru ea, murmură fetița. Și doar broască țestoasă în viriu cu lacrimi oferite între geni. Ajută, vechină bună. Numai tu poți fi de folos, mai șopti iar gător. Broască testoasă vrut să spună ceva, dar înălțând și privirea, văzut lumea și atunci a zvânindu-se, făcu un semn tainic pe gata sub care locuia, în păianjen bătrân. Păianjenul, liniște pătrân spre ei și fără întrebări, se sună o scară de argint. Urcară toți trei, acolo găsirea un drum întunecat și gol. Era fii, se auzea un zgomot înfundat, care cu cât mergea, devenea mai puter. Deodată se treziră în fața unui moșneac, stătea mărât, pe scaunil și cioplea. Curioasă, fetița mă întreabă. Ce faci aici? Stele, răspunse ea. Într-adevăr, cioplea din teatră stele. Și apoi le scăldea într-un izvoraș care curgea în apropiere. Era un izvor de argint și stele căpătau o culoare neobișnuită. Cine are cheia de la tur? Îl întrebă ca frățe stasă. Noaptea, mormâni mușneagul și scăzut de treabă, fără să-i mai bage în seamă. Broască țestoasă culese oașchii de patră și șopti ceva. Imediat se prefăcă într-un fluture uriaș. Isacara spunea și fluturile pornire în zbor și nu se mai fi decât la valiul în turnul nap. Coborâre pe pajiște, în mijlocul care este de obătrâne. Și nu fea ceva, licitișor, cu tristeță, împletând jumătate neagră în văr, ale cărui capete se perdeau în zar. Broască țestoasă rupă. Noapte, dă-ne puțin cheia. Bătrâna nici nu-mi lasă cap, împletea și-și amintea mereu, dar în clipa aceea văzut rălucind în lui o ființă. Plutele îi duse în vârful turnului, sus, turnul avea pereți strălinzite. În timp ce broască testoasă începe să se deschidă, să deschidă ușa, fetița zălipenea chipul de aur al lui. Îi superă că le zâmbește. Îl cercetă de pe aici pe Liliac și văzut florile împrindu-se intimidat. Intră, nu l-am cu niciun gest. Are nimeni pietea? Întreabă spus Liliac. E oarbă, răspunse broască testoasă. Doniță, îndrăzni Liliac, dar broască testoasă spus. Nu ne auză. Atunci Liliacul și fără toți bobocii și o mireasă tumice, se răspunde copleșitoare. Nu simte, gândia în loc broască testoasă. Dar ce face? Întreabă copilul. Strălucește. A ciuplit-o și pe ea bătrânul folitor de stele. Pe care crești? Mă doare, își obții
fetița pe din sal, privind cu mireacul își dăriește tăcut toate florile multe. Cântă! O domnă broască pe stasul. Nu pot! De ce? Era doar pentru el? Nu știu, dar nu mai pot. Era un cântec pe care mâhnia mea era. Acum ar trebui alt. Când ajunse în grădină, Iriacul avea brațele goale și zborul la finul se cap. Fetița mângă. Am să învăț un cântec să-ți aline durerea. Dar nu mi-a răspuns. Fetița știe cu brațul după gâtul pe etnisar și spune. Hai să plecăm. Învață cântecul. Nu înseamnă nu-i răpustiu, întrebă fetița de îngândurat. Nu. Primăvara pleacă și se reîntoarce. Floarele se trec și înfloresc iar. Cântece noi să nasc. Adăugă proască să stasă pentru sine și ochii ei cadă o semințe de mac, o privire cu înțelepciune și bunătate. Vă spunem o zi frumoasă să aveți în continuare și vă așteptăm marța viitoare la următoarea poveste ce urmează. O zi frumoasă!